Ok, am aprins un pic lumina, blițul, ca să ne vedem mai bine. Am spus că aș vrea să vorbim despre 2021, din perspectivă numerologică, dar și tarot, evident, și să vă aduc aminte ce înseamnă numărul 5 în tarot. Și prin comparație cu 4 și cu 6, să vedem cam ce avem de făcut, să știm cum să ne pregătim pentru anul care vine. Deci, numărul 5 în tarot, ca și arcană majoră, reprezintă, dragii mei, Marele Preot. O arcană, toate arcanele majore sunt intense, dar nu știu, eu simt, le simt un pic variabile, evident că nu pot compara Marele Preot cu Spânzuratul, deși Spânzuratul e foarte intens, doar că e foarte subtil. Marele Preot este public, este evident, este intens. Însă, dragii mei, o să vorbești despre Marele Preot. Haideți să vedem ce alte cărți, pentru că până la Arcana Majoră avem de trecut prin arcanele minore. Și ce înseamnă numărul 5 în tarot? Ia uitați! 5 de cupe, 5 de monede, 5 de spade și 5 de băte. Nu e ușor. Vă rog frumos, cei care vorbiți atât despre ce va fi, vai, dar ce va fi o poezie, numai lapte și miere, nu este așa. Și chiar vreau să vă dovedesc, măcar pe această cale, că nici anul acesta nu este chiar atât de confortabil. Ba, s-ar putea să fie mai inconfortabil decât anul care a trecut, pentru că 5, în general, este un număr agresiv. Este un număr care aduce schimbarea și, după cum vedeți, și cărțile, pentru că nu sunt făcute oricum. Am ales un set de tarot care explică arhetipurile, explică vizual arhetipurile clasice. Nu deviază de la ele. Tarotul este gândit foarte bine. Foarte bine. Deci, numărul 5, după cum vedeți, nu sunt cărți prea frumoase și Marele Preot are și el varianta frumoasă și varianta mai puțin frumoasă. Dar haideți să vedem ce a reprezentat anul 2020, numărul 4, despre care s-a tot vorbit. Vai, întâlnire cu sufletul pereche. Băi, cum întâlnire când, dragii mei, ce a fost? A fost un control absolut. Sistemul, împăratul, cei care conduc, au încercat să ne conducă, să-și impună forța asupra noastră. Și ce să facă? Să ne blocheze, a picat cartea, să ne blocheze capacitatea de a ne exprima, de a împărtăși cu ceilalți, să ne impună niște restricții financiare și nu doar. Și nu doar. Pentru că pentru mine patru de monede înseamnă casă, înseamnă principii, înseamnă un stil de viață rigid. Autoritatea sistemului s-a resimțit și în casă. Deci toate țin de casa a patra. Am fost ținuți în casă atât de mult timp. Evident că vibrația durează. Eu v-am mai spus de nu știu câte ori. A spune că am început 2021 și suntem în lockdown, pe cei care sunteți în străinătate. Dragii mei, vibrația e vibrație, nu se oprește aici, da? Dacă muzica este într-o discotecă, o auzi de afară, chiar dacă au ei izolație fonică sau eu știu ce alte sisteme de izolare mai au, nu? Vorbesc de muzică pentru că e vibrație. Se simte, se aude, dar nu se poate pune mâna, da? Ei, la fel și cu tarotul și cu mesajele și cu toate lucrurile astea. Nu există calendare. Bine, ei le folosesc cu un scop și conjuncțiile și toate aspectele planetare le folosesc ca să-și manifeste ei mai bine intențiile care nu sunt tocmai plăcute. Stați să-mi iau cartea. Împăratul ar fi frumos să manifeste varianta sa superioară, dar varianta sa superioară o manifestăm noi doar în momentul în care suntem conectați la ce? Hai să mai vorbim și de alte lucruri. Chakra a patra, la inimă. Atât timp cât inima e blocată, oamenii se impun cu forța. Așteaptă un anumit comportament și reacționează ca atare, da? Încăpățânați, căpoși. Să tot folosesc cap, încăpățânat și căpoș, că tot vorbim de cap.
da? Capul familiei, capul societății, da? Și toate s-au resimțit în casă, am zis. La început a trebuit să ținem de bani, că dacă stăm în casă și nu mai mergem la job, da? Trebuie să ne menținem resursele cât de cât. Într-o stare de echilibru. Apoi a venit tristețea, melancolia, depresia. N-am putut să ne bucurăm de nicio ofertă, da? Bine, cine a putut, a putut, dar în principiu, da? Mă îndoiesc că au fost mulți care s-au putut bucura de dragoste așa cum au vrut, au visat în 2020. Cărțile arată, da? Dar mai presus de toate, patru de cupe înseamnă depresii din cauză că stăm în acest, în această atmosferă impusă, care ne blocăm inima. Și unul și celălalt stă închis în el, da? Unul cu gândul la bani, altul cu gândul la dezamăgiri, altul cu gândul, aoleu, să nu mă îmbolnăvesc. Aoleu, aoleu. Nu iau cupa asta, că dacă îmi dă vreun COVID. Da, ideea este, da, e varianta bună a lui patru de cupe, că trebuie să fim selectivi și cu cine intră în casă și cu cine ne îmbrățișăm și ne iubim, da? Există și varianta asta. Să fim selectivi, o lecție. În acest an, 2024 de 4 de 2020 s-a manifestat și la nivel mental. Poate unii au fost bolnavi. Și dacă n-am fost bolnavi, am fost bolnavi mental, am zis mental și emoțional din cauza acestor restricții. Și totuși, lecția a fost, am zis de nu știu câte ori pentru cei care mă urmăresc, că patru de spade înseamnă pentru mine eremitul, varianta mică. Lecția a fost să ce? Să ne conectăm la spiritualitate. Aici ce este? Este temperanța, să avem răbdare și să ne vindecăm, să luăm această restricție ca pe o lecție. Și să, ce facem? Și să ne bucurăm de familia noastră, patru de bâte. Să ne bucurăm de ceea ce avem, de spațiul pe care îl avem, să fim mulțumiți cu ce este, să manifestăm gratitudine. Pentru că, manifestând-o în moment, ea va vibra și va crea, în efectul de butterfly effect, da? Efectul fluture, va crea în viitor ceva mai bun și mai bun, da? Patru de bâte. Poate că unii în această perioadă s-au gândit ce au trăit în trecut, la acest control impus de societate, i-au făcut să mediteze și la relațiile toxice în care au resimțit controlul din partea celor dragi. Și atunci au gândit în acest moment de temperanță, de înțelepciune, de vindecare, că sunt trei de spade, de vindecare de un trecut, au gândit la patru de bâte, întâlnirea cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă, pentru cei care au o misiune, nu pentru toată lumea să vorbești despre asta. Ei, și cum manifesti întâlnirea cu sufletul pereche dacă nu bucurându-te cu tine, cu cei dragi, cu căței, pisicile pe care le aveți, cu arta voastră, cărțile voastre, cu, eu știu, florile pe care le aveți în casă, cu tot ce înseamnă casa voastră, partea frumoasă. Acum, să trecem. Și asta înseamnă, asta pentru cei care au învățat, pentru că dacă vrei să ajungi aici, trebuie să treci prin vindecare, da? Va trebui să înveți să selectezi ce cupe primești pe viitor. Și lecția era ca în acest blocaj al chakrei inimii să reușim totuși să ne deblocăm și să iubim în continuare și să iertăm, da? Pentru că ei au vrut să... Ați văzut cum a fost? N-aveți voie să vă îmbrățișați! Oh! Să lăsați mâncarea la ușă, nu cumva să vă dea bolnavii voștri, bătrânii voștri boală. Băi, eu sunt... am altă viziune. Fără îmbrățișări, Nu se poate să experimentăm natura noastră umană. Cine are ceva de comentat în acest sens, că ar fi spus sistemul ceva înțelept în a nu ne îmbrățișa? Da, selectiv, nu pe toată lumea, dar chiar nici pe ei noștri, să fim serioși. Și aici a fost un atac la adresa familiei. Familia a fost cea mai atacată.
Dar trecem peste asta, e o discuție pe care rămâne de văzut dacă o să am, cu cine o să am, pentru că nu știu dacă e cazul să o fac publică. În fine, haideți să vedem. Anul 2021, am zis că vine cu vibrație. Dacă a fost intens împăratul, dragii mei, la fel de intens este marele preot. Și marele preot reprezintă într-un fel restricții, dar acestea sunt altfel de restricții. Restricții conștientizate pentru că înțelegem legea. Dar o să vorbesc și despre asta. Până una alta, ce am zis că trebuie să facem până la Marea Arcană, trebuie să trecem prin arcanele minore. Arcane nu sunt arcane, prin cărțile minore. Prin 5 de cupe. Da, evident. Anul care a fost greu, știm, a fost boală. A fost boală pentru unii, nu doar mentală, știm că s-au sinucis foarte mulți oameni din cauza că nu s-au putut bucura de viață, din cauza fricilor, a fost răni, a fost boală, unii poate chiar au și murit. Și atunci, în 2021, posibil, resimțim această vibrație și plângem după cei care s-au dus, unii dintre voi, dintre noi, în fine. Slavă Domnului, deocamdată nu plâng după nimeni. Am plâns înainte de COVID. Dar unii, poate chiar ați pierdut oameni dragi și sunteți într-o stare de doliu. De doliu după acel trecut, după 3 de cupe, după vremea în care ne bucuram unii de alții. Ne întâlneam pe stradă. Eu așa sunt. Cine mă cunoaște, mă cunoaște. Mă întâlnesc pe stradă cu oamenii, îi iau în brațe și îi pup pe obraz. Poate că nu-i bine. E o lecție, da? În fine, regretăm, plângem după ce a fost, ce s-a dus. Și totuși, ce e partea frumoasă în această carte este că există 2 de cupe. Există șansă de a fi tu cu sufletul pereche sau tu cu varianta ta, masculină sau feminină. Ata, o să discutăm și despre asta mai încolo. Dar cum începem anul? Însingurați, înfrigurați. Evident că începem, din păcate, în calendarul nostru, începem în decembrie, ianuarie, da? La sfârșitul decembrie, începutul de ianuarie, în iarnă. Dar nu despre asta aș vrea să vorbesc. Începem cu probleme financiare, pentru că dacă s-a stat în casă, nu mai avem nici banii pe care ar fi trebuit să-i avem. De-aia sfatul era să țineți bine de ce aveți, de resursele voastre. Da, un an greu, 5. Probleme financiare. Unii poate își pierd casa din cauza că au datorii la bancă, banca, împăratul, sistemul bancar, da? Unii poate își pierd jobul, la fel, șeful, conducătorul face restructurări. Și totuși, ce este frumos este că aveți aici, în această carte, soluția. Până la sfârșitul anului trebuie să ajungem la acest mare preot, varianta sa superioară. Se va resimți și varianta sa negativă, dar prin aceste cărți, dar noi trebuie să o atingem pe cea bună. Da? Avem aici varianta, dragii mei, biserica. Credința voastră, spiritualitatea, ca să fiu totuși blândă și totuși. Știți bine că eu sunt creștină, da? Chiar dacă sunt mare preoteasă, sunt mare preoteasă creștină. Ca să știți unii dintre voi. Însă, soluția este să vă găsiți acei oameni adevărați care vă sunt alături și la greu, nu doar când v-a fost bine. Să vă găsiți prieteni adevărați, că doar învățăm să fim selectivi cu cei care vin înspre noi, da? Și dacă sunt probleme de sănătate, cu încredere, pentru că e o biserică, putem să intrăm din frig în căldură, în siguranță. Și să creștem. Și să ne echilibrăm. Însă, până una alta, mai sunt provocări, dragii mei, că doar e 5. Și 5 aduce conflicte mentale. Și nu doar conflicte mentale, nu doar ale noastre. Pentru că sunt 3 persoane, nu mai sunt 2. Ce frumos, nu mai e una, nu mai sunt nici 2, sunt deja 3 persoane. Jocuri mentale, mass media,
mare grijă pe cine lăsați să vă influențeze. Mass media, invidioșii, bărfitorii, jocurile mentale. Pentru mine știți bine că adesea n-am cum să descriu varianta sa negativă. Jocurile mentale, pentru că uitați ce cromatică are, da? Ce interesant, este un verde, da? Este chakra inimii aici. Dar are o spadă, exact ca un blocaj peste această inimă. Personajul respectiv vor să fie oameni încă blocați la nivelul chakrei inimii, care vă vor ataca mental, verbal, poate chiar și fizic. Mare grijă, că aici sunt două persoane în depărtare, probabil aceștia de aici. Trebuie să rămâneți în picioare. Și dacă e doar o bâtă, bâta aceasta este pasiunea voastră, încrederea că aveți un proiect comun, aveți ceva care vă unește. Bâta nu înseamnă doar chimie sexuală, evident. Bâta înseamnă viață. Voi doi împreună vă dați viață unul celuilalt. Vorbim de partea frumoasă a acestui cinci. Și în aceste conflicte, care vor fi verbale, repet, prin mass media, dar poate și fizic. Vorbim de spade, de injecții, de tratamente. Eu sunt anti-vaccin, ca să știți, fără comentarii. Eu sunt anti-vaccin. Nu știu dacă o să fie cazul să discut despre asta vreodată, dar ca să nu... Ca să știți de la început. Și totuși, mai rămâne încă o carte de manifestat, 5 de bâte. 5 de bâte iar înseamnă conflicte, conflicte interne, mentale, dar și fizice. Cu familia, cu prietenii, ce facem? Cu cine ne mai întâlnim când noi știm că avem niște probleme, da? Am plâns, am pierdut. Trebuie să fim selectivi, că am învățat. Ne-am vindecat, am fost bolnavi, am fost controlați, nu mai vrem așa ceva. Și atunci apar aceste două cărți foarte conflictuale. Poate chiar mai conflictuale decât acestea două. Pentru că aici conflictul este în relație cu mai multe persoane, nu doar cu noi, nu doar cu partenerul, ci cu mai multe persoane. Vecinii, profesorii, colegii, eu știu cine, societatea. Da? Și totuși. Există și partea frumoasă a acestei cărți. Și chiar acestea. Ambele denotă multă ambiție de a avea victorie. Da? Vrem cu tot din adinsul să ieșim din lacrimi, din problemele financiare și de sănătate. Cu tot din adinsul vrem să ne luptăm. Nu știu dacă musai cu sistemul. Dar cu cine stă în calea armoniei? Și zic armonie pentru că urmează 6 și 6 înseamnă armonie, înseamnă Venus, da? Cu cine stă în calea armoniei noastre? Și am zis, 5 de spade, varianta sa bună este că avem acest ego, e casa leului, ego, da? Casa 5 a leului, încredere în noi. Trebuie să avem încredere că putem avea victorie asupra celor care au încercat să ne mintă, să ne joace pe la spate, să ne manipuleze. Ne putem câștiga bătăliile într-un alt fel. Și cum am putea cu acești 5? Pentru că 5, am zis, este casa leului. Și casa leului înseamnă și creativitate. Asta îmi place, cred că, dintre toate. Nu cred, convinsă sunt. Dintre toate, asta îmi place cel mai mult. Pentru că înseamnă joc. Să putem să transformăm, am zis, 5 înseamnă schimbare. Să transformăm negativitatea din trecut, experiențele negative la care am meditat suficient, să le transformăm în victorie, că urmează 6 de bâte, în bucurie, în armonie. Și pentru asta avem nevoie de creativitate. Găsiți-vă hobby-uri interesante care să vă stimuleze. Ce? Ce să vă stimuleze? Intuiția. Să vă ajute să vă conectați la spiritualitate, la valori adevărate, pentru că ați învățat, sau cel puțin așa se presupune că ați învățat să fiți selectivi, da? La valori adevărate, care vă aduc mai aproape de sufletul pereche,
Flacăra geamănă, da? Și nu doar folosiți creativitatea, ba chiar și citiți Biblia. De ce nu? Eu întotdeauna știți că am mai promovat lectura Bibliei, da? E una din cărțile cele mai interesante, chiar cea mai interesantă, zic eu. Citiți din Biblie, citiți legile divine, încercați să le înțelegeți și din altă perspectivă, nu doar intuitivă, pentru că și Marele Preotare e intuiție, nu doar Marea Preoteasă. Însă, acesta studiază. Însă, acesta conduce, dacă Marea Preoteasă e în umbră, acesta conduce în public. Posibil, unii care s-au pierdut pe aceste căi, în aceste vremuri, pe aceste căi, ba chiar s-au pierdut în conflicte mentale și cu cei apropiați, trebuie să meargă la cineva care are această autoritate, are această înțelepciune și să-i ghideze. Sunt două personaje. Pot să fie chiar aceștia doi, da? Care intră în biserică și își regăsesc încrederea, credința. Și ce face Marele Preot? Are un toiag, e vertical, e drept, da? Și aceștia doi sunt în genunchi. Trebuie să ne ridicăm, să avem credință că prin ajutorul lui Dumnezeu putem să manifestăm altceva. Putem să manifestăm ce urmează. Dar am zis că legile divine, sau mai bine zis, divinitatea se manifestă în multe feluri. Nu doar prin dragoste, nu doar prin autoritate, autoritatea Marelui Preot, ci și prin justiție. Aduc în plan această carte, aduc în discuție această carte, pentru că Marele Preot, știți bine că reprezintă zodia Taurului, guvernată de Venus. Venus care urmează prin vibrație în anul care vine, numărul 6. Dar Venus guvernează și balanța. Interesant, Taur balanță. Nu e o opoziție. Dar au legătură, pentru că autoritatea divină se manifestă prin lege și prin justiție. Cei care greșesc, cei care păcătuiesc, trebuie să plătească. Și aici este înțelegerea pe care unii ar fi trebuit să o aibă în 4, în 2020. Da? Că am trăit o karmă colectivă, trăim o karmă colectivă, karmă care se poate șterge doar prin rugăciune și credință. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne iubește. Dar chiar dacă ne iubește, noi tot trebuie să plătim consecințele faptelor noastre. Și atunci ea reveni, pentru că balanța înseamnă și relațiile, casa șaptea, a relațiilor cu cei apropiați, a contractelor, da? Dacă am greșit în alte relații, știm că trebuie să plătim, dar învățăm că nu mai vrem acele greșeli, nu mai vrem acele răni trei de spade, vrem să manifestăm sufletul pereche. Și în anul 2020 chiar ne luptăm, Și poate chiar unii o să întâlnească. Nu o să fie ușoară întâlnirea, pentru că amândoi sunt zdruncinați. Dar, repet, prin credință pot să ajungă unde? La 6 de cupe, în anul următor, 2022. Acum am spus, vibrația se resimte, acum încă simțim din anul trecut. Unii care și-au învățat lecțiile s-ar putea la un moment dat să înceapă să simtă vibrația lui 6 din anul următor. Depinde fiecare cât a lucrat la creșterea sa spirituală. Cât a lucrat la creșterea sa spirituală. Interesant este că și justiția și Marele Preot au doi stâlpi aici. Familia și societatea, probabil.
Însă, ce ar mai trebui să spun? Taur, balanță. Felul în care gândim și comunicăm. Mi-am adus aminte de un citat. Da, înseamnă că pentru acum era. Felul în care gândim și comunicăm reflectă felul în care gândim despre Dumnezeu. Sau și mai exact, felul în care gândim și comunicăm despre noi reflectă felul în care gândim și comunicăm despre Dumnezeu. Evident că poate să fie și invers. Felul în care vorbim despre Dumnezeu reflectă felul în care vorbim despre noi sau felul în care gândim despre noi. Că întotdeauna este oglindă, sunt doi stâlpi, este o manifestare în oglindă. Da, avem relațiile. Balanța. Dacă tu ești în echilibru cu tine, atunci vei manifesta relații în echilibru. Cât timp nu ești în echilibru, relațiile nu vor fi în echilibru. Că vorbesc și balanțelor, că vorbesc, eu acum vorbesc tuturor, da? Nu despre balanță. Vorbeam despre casă, despre simbolism, pentru că nu toți taurii se manifestă într-un anume fel, nu toate balanțele, da? Vorbim despre simboluri acum. Și am simțit nevoia să aduc în discuție acest aspect justițiar al lui Dumnezeu, pentru că este Venus altă variantă. Dar ce ar mai trebui să discut despre numărul 5? Am zis că avem vibrație de 5, este chakra a 5-a, a comunicării. A comunicării, dar și Marele Preot comunică. Dar cum am zis că trebuie să comunicăm în dreptate, în autoritate, dar nu autoritatea împăratului, ci în înțelepciune. Și unul și altul este înțelept. Acum unul este mai mental, altul e spiritual. Luați-le pe amândouă, pentru că nu se poate una fără cealaltă, dacă tot vrem să fim în echilibru, în balanță. Să ne centrăm. Interesant, da? Că amândoi sunt între doi stâlpi și sunt la mijloc. Deci trebuie să ne centrăm între legea umană și legea divină. Pentru că justiția asta înseamnă legea umană, printre multe altele. Da, mai meditați, mai meditați. Am zis că pregătirea este intensă în acest 2021, pentru că urmează 2022. Repet, vibrația s-ar putea să se resimtă pentru unii de acum. Pentru că 2020. Ah, da, am zis de comunicare, da. Pentru că în 2022, cine a învățat că nu mai vrea să experimenteze 3 de spade, ci vrea să experimenteze sufletul pereche, bucuria cu flacăra geamănă, nu mai vrea să plângă după triunghiuri amoroase, după jocurile prietenilor, după jocurile societății, după aia, după aia altă, manifestă în anul care vine armonia cu el, cu ea însăși și în felul ăsta își atrage sufletul pereche. Am zis, s-ar putea pentru unii să se simtă din acest an. Alții poate s-au întâlnit, dar vorbim totuși din punct de vedere simbolic. Și am zis, chiar dacă nu este întâlnirea cu sufletul perechi, este echilibru masculin și feminin. Și la mijloc, divinitatea. Divinitatea pe care o regăsim mergând pe această cale. Eliberându-ne de karmă, de karma în care am fost ținuți până acum, în 4, 2020, aici. Aici s-a simțit karma foarte greu. Și mergând către spiritualitate, către Dumnezeu. Astea sunt cheile. Da? Cheile. Sunt cheile celor doi și aici sunt doi îndrăgostiți. Masculin și feminin. Și aici este divinitatea. Dragii mei, au mai fost comentarii, am simt nevoia să adaug. Vai, că iubește un bărbat însurat, o femeie însurată, ce a legat Dumnezeu nu poate dezlega nimeni. Dragii mei, biserica nu reprezintă Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar în biserică, este doar un simbol. Clădirea aceea este clădirea pe care voi o construiți în relație cu divinitatea.
nu biserica reprezintă Dumnezeu, ci dragostea, ci alte valori. De-aia am zis, citiți, citiți. Să știți că în Vechiul Testament oamenii se și despărțeau. Și era corect. Era corect, pentru că nu poți să stai lângă cineva nefericit. Dumnezeu nu ți impune această karmă a nefericirii. Nu. Oamenii și-o impun. Deci, trebuie să intrați în armonie cu voi și dacă începeți să comunicați, dacă ați lucrat cu chakra a patra a inimii, lucrați anul acesta cu comunicarea, comunicarea adevărului, evident, se va deschide chakra a șasea, a viziunii, al treilea ochi. Acolo vă puteți, poate unii deja vă vedeți, vă puteți vedea voi în armonie și voi cu sufletul vostru pereche, dharmic, nu karmic, darmic, cadou de la divinitate sau flacăra geamănă, deși povestea e controversată. Și cum ajungem la acest șase de acest îndrăgo, acești îndrăgostiți? Cum ajungem? Haide să vă mai arăt. Lăsăm în urmă sau mai bine. Da, e o altă interpretare. Lăsăm în urmă apele tulburi. Lăsăm în urmă lacrimile, restricțiile care au fost, ia. Lăsăm în urmă. Poate chiar și prietenii care ne-au distras atenția de la adevăratele valori. Lăsăm în urmă rănile. Lăsăm în urmă chiar și conflictele și luptele. Ia uite-le. Și durerea, și conflictele, și cuvintele grele, și lacrimile le lăsăm. Nu e ușor 2021. Cine zice asta? Minte. V-am dovedit-o, da? Prin cărți. În 2022, sau poate chiar anul ăsta, până intrăm, iar variază, trebuie să plecăm. Să plecăm din locul toxic către locuri senine. Și ce frumos este, singura carte închisă și următoarele sunt colorate toate. Toate. Am vrut inițial să o pun pe șase de monede înainte de plecare. Pentru că unii s-ar putea să trebuiască să iasă din triunghiuri dacă au înțeles valorile morale. Și karma care îi așteaptă. Unii poate trebuie să se lupte pentru un proiect să-și echilibreze financiar, să se echilibreze financiar, pentru că 5 de monede înseamnă probleme financiare, clar. Tăcere, fric, ceață. Da? Poate că așteptați un ajutor financiar din partea cuiva. Există cineva. Dar pentru cei care își fac lecțiile. Va veni acest ajutor divin. Dumnezeu va trimite un om care vă va ajuta să vă refaceți într-un fel financiar. Unii. Dar poate nu este om, poate este o idee. Poate învățați să faceți bani fără să mai plângeți vechiul job. E o provocare, da? Însă, hai să vedem. Dacă e să lăsăm acele locuri, și eu vreau să mă mut, sunt curioasă câți vreți să vă mutați, acele locuri cu karmă, cu poveste, mergeți către ce? Către echilibru. Și echilibru financiar vă va ajuta să vă cuceriți un nou statut, să vă bucurați de victoriile pentru care chiar v-ați zbătut, ne vom zbate în acest an. Și victoria asta variază, da? 5 și 6. Victoriile acestea variază. Poate să fie un loc în, nu neapărat în public. Veți fi admirați de mulți pentru reușitele voastre. După ce treceți prin ce am spus mai devreme. Și bucurându-vă de această vibrație, veți putea să vă atrageți acest suflet pereche. Îndrăgostiții parcă chiar seamănă cu doi de cupe, nu?
Aici este varianta lor edenică, aici este varianta lor pământeană. Se regăsesc, se recunosc, se simt de la prima întâlnire. Oi! Ne-am mai întâlnit cândva? Deja vu? Ceva? Bate inima altfel? Pentru că ne-am întâlnit și în Eden. Și atunci, când mergi către un asemenea personaj pe care îl poți avea în viața mea, în viața ta, era să zic viața mea, o fi și aici ceva, nu poți să mergi nici în cârjă, nici să faci jucuri mentale, nici în lacrimi, da? Nu poți să-l câștigi nici așa, nici depresiv, nici în lacrimi, clar că nu o să te gândești la doi de cupe. Nici prea bătăios, da? Trebuie treaz spiritual, treaz spiritual. În momentul în care reușim să facem acest lucru, putem manifesta victoria. Putem cuceri. Putem cuceri. În fine, despre anul care vine, la anul, o să mai vorbim, sper, deși eu personal încerc să-mi restructurez canalul. O să vedeți cu ce altceva voi mai veni. Sper să fie pe placul vostru, al unora. Însă, nu uitați că 2021 are vibrație spirituală. Dar nu este o spiritualitate confortabilă, pentru că nu-i numărul 2. Nu e subtilă, e evidentă. Și trebuie să ne zbatem pentru o anumită poziție. Trebuie să ne zbatem. Interesant mesaj. Unii, sper să mă înțelegeți, e mesaj pentru cine are urechi de auzit. Unii vor trebui să se lupte pentru credința lor. Deci credința va fi pusă în discuție apropo de aceste atacuri, jocuri mentale, probleme, șantaj financiar. Unii trebuie să... Am zis că e chakra a cincea, Vishuddhi, trebuie să vă spuneți, să vă rostiți credința în ce credeți. Dom'le, eu nu fac cutare lucru pentru că eu cred în cutare. Și aici este un soi de opoziție între societate, că asta e balanța printre altele, și credința. Credința voastră. Înțelegeți ce vreau să zic. Unii va trebui să vă mărturisiți credința în pofida tuturor problemelor. Asta e. Aviz eventual creștinilor. Unora dintre voi, dintre noi. În fine, cam atât. Sper că v-a plăcut. Sper că ați găsit mesaje interesante. Dacă acum ceva nu înțelegeți, pentru că este Mercur retrograd și s-ar putea să nu fiu înțeleasă corect, se poate întâmpla și așa ceva, vă rog, reveniți, nu pentru vizualizări, cât să ascultați mesajul cu atenție. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa! Pa! Ceau!